Tineret, zic ție, scoală-te. Este îndemnul Mântuitorului Iisus Hristos, echivalent cu cel al Fiului Risipitor, care a zis el singur, venindu-și în fire, mă voi scula și voi zice, Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Deci, iată două elemente pe care putem începe noi discursul sau comentariul Evangheliei de astăzi. Avem întâi un tânăr care își revine în sine și unul care moare și trebuie înviat de Hristos. Dar, în schimb, aici lucrurile se schimbă de nuanța spirituală datorită faptului că Mântuitorul se afla în activitatea mesianică și trebuia să demonstreze în anumite locuri și cu un anumit scop puterea și tăria care o avea asupra vieții și a morții, ca cel ce a dat viață, cel ce împreună cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, și în același timp cel care cheamă sufletul de acolo, de unde și-a luat ființă, până la obștească înviere. Ce ar trebui să înțelegem? Trebuie să știm următorul lucru. Dacă ne uităm la trei regi și la patru regi în Vechiul Testament, vom vedea și acolo, sau în cartea lui Ezechiel, elementele învierii. Întâi, în momentul în care Iisus Hristos s-a hotărât sau s-a deșertat din cer, din sânul Tatălui, în pântecele Fecioarei Maria, în chip de rob, ca să ne mântuiască, a ales moartea și viața atât pentru sine, deci atât pentru sine, cât și pentru noi. Noi să murim în Hristos și să viem în Hristos, El să moară pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Și atunci a trebuit să arate că este pe deplin stăpân al morții, dar ce fel de moarte? O moarte care știe să se supună și să asculte. Moartea pe care a gustat-o Adam a fost o moarte veșnică, împletită cu mai multe elemente, întunericul iadului, de unde noi ortodoxi am păstrat foarte frumos această imagine a îmbrăcatului în negru. Uneori suntem negri și la haine și la suflet. De ce? Pentru că moartea de fapt e lumină. Dacă te uiți în interiorul sfânt al Evangheliei și cercetezi ceea ce spune despre viața veșnică, vei vedea, după spusa Părintelui Stăniloae, că Dumnezeu este lumină și iubire. Deci, din contra, când cineva moare, noi ar trebui să fim veseli, fericiți, mulțumiți, împliniți sufletește, pentru că acel om s-a unit cu Hristos. Că așa spune. Pentru cei ce cred, moartea este somn. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Și aceasta este viața lumii, pâinea pe care o dau eu. Deci, iată, elemente din Sfânta Scriptură. Și de ce vă spun lucrul acesta? Ca să vedeți că Mântuitorul Iisus Hristos vine să îmblânzească moartea și să facă dintr-o moarte sălbatică și ateie, ruptă de Dumnezeu, din porunca și neascultarea omului. V-am spus și ieri, pentru cei care erați de față, Satana, dacă a văzut că nu poate să-i smintească pe oameni, a ales o metodă foarte simplă. Păcatul amabilității. Și de ce v-am spus lucrul ăsta? În momentul când l-a corupt pe Adam, l-a corupt prin amabilitate. N-a venit la el și i-a spus, mănâncă că eu te vreau mort, sau mănâncă că nu te suport, tu ești prea prieten cu Dumnezeu. Și l-a luat pe de departe. Uite, dacă tu ai mânca, n-ar fi o problemă așa de mare. Tu ai fi ca Dumnezeu. Și Adam s-a lăsat corupt pe propria idee de Satana și a mâncat într-adevăr din fructul oprit, și într-adevăr a murit sufletește, n-a murit cu trupul, că a fost izgonit din rai și a trăit pe pământ împreunându-se cu Eva și născând fii și fiice. De ce v-am spus lucrul acesta? Aceasta este o moarte izvorâtă din păcat. Dar de data aceasta Mântuitorul Iisus Hristos, Adam cel de pe urmă, cu Duh dătător de viață, vine și ne dăruiește o moarte duhovnicească, în care cel ce adorme, cum spune acolo, în Adam toți mor, în Hristos toți înviază. Deci vine să ne dorească o moarte
care în momentul în care închidem și deschidem ochii pentru lumea cealaltă, în transcendental, cum spun termenii ăștia tehnici, teologici, deci noi să deschidem ochii în fața lui Hristos. De aceea când punem mortul în groapă, îi pecetuim groapa, de aceea îi spunem veșnică pomenire, Dumnezeu duhurilor, cu duhurile dreptilor, într-o odihna ta, Doamne, Tu ești Dumnezeu, una curată, deci toate aceste tropare, de ce să pun? Ca să vedem noi că dincolo de acest râm, de acest caldarâm din beton, cu cruce, cu marmură, cu poze, cu flori, cu etăcâși și tot ce pun oamenii la mormânt, acolo de fapt este lumea veșniciei. Că așa a spus Adam când a fost întrebat de Uriel. Cum ți s-a părut viața? Și a trăit 960 de ani. A spus, zice, ca și cum a intrat pe ușă și a ieșit pe cealaltă. Deci iată ce frumos s-a exprimat față de îngerul Uriel, Adam. Ei, și noi intrăm, avem trei uși. Ușa vieții este zămislirea, procreerea, de aceea tocmai Dumnezeu se supără pe prunci omorâți în pântece, pentru că le luăm viața veșnică. Ei stau într-un fel de neliniște veșnică, nu se bucură de lumina dumnezeiască, pentru că sunt uciși cu voie. Primesc un botez al sângelui, dar nu este suficient pentru mântuirea lor până nu se mântuiesc părinții. După aceea avem o ușă a lumii, ieșim din pântecele mamei. Acum ați văzut mai modern prin cezariană ca femeia să fie scutită de acel canon al nașterii într-o dureri. Și atunci, deci după aceea mai deschidem o ușă care este ușa morții, dar este de fapt ușa zilei cele de-a opta sau ușa vieții veșnice. Și aici ce facem? Traversăm. Deci foarte interesantă, așa o spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Traversăm moartea demonică, care este valea și plângerea acestei vieți. Unde ne dăm în cap, ne urâm, ne dușmănim, ne judecăm, ne batjocorim, ne mușcăm. Toate relele, dar știți ce se întâmplă în jurul nostru. Și când am sfârșit cu acest calvar, care este lumea pământească, și aici era interesantă filozofia unui cuvios părinte, care în momentul când a fost întrebat în clipa morții sale ce simte, el a spus așa, simt că m-am eliberat de toată povara lumii. Și un alt cuvios îl întreabă, dar de ce spui așa, că ai trăit o viață frumoasă? Frumoasă pentru cei ce văd cu ochii trupului. Dar nu frumoasă pentru cei ce văd cu ochii sufletului. De ce? Pentru că Sfânta Scriptură confirmă ce este viața. O luptă și o ispită. Rugăciune, serviciu, copii, educație, muncă, boală, foame, sete, suferință, datorii, obligații, îndatoriri. Dacă le duci cu stoicism și cu rugăciune, sigur că ele par frumoase. Dar întotdeauna folosim acel termen și noi facem comparația umană. Dacă ar fi să o iau de la capăt prin câte am trecut, parcă n-aș mai avea curajul încă o dată. Știți, folosim acel termen. Ei, el rămâne adevărat până în zilele noastre. Pentru că noi, de fapt, nu ne dăm seama că suntem într-o permanentă frământare. Dar traversăm moartea diavolească, adică moartea sufletească dăruită de Adam prin alterarea simțurilor, prin neascultarea din porunca din veac. Pentru că omul a fost făcut înger amestecat și cu trup și cu puteri duhovnicești. Și Părintele Staniloae, în Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie, spune pe cât de scurt a fost înțelegerea Raiului, pe atât de rapid a fost și căderea. Pentru că dacă Adam ar fi înțeles sensul vieții Raiului, cum spun Sfinții Părinți, noi nu am fi căzut niciodată. Deci am fi fost ca îngerii, ne-am fi mulțit ca îngerii, am fi trăit ca îngerii, ne-am fi împăcat ca îngerii, pentru că în Împărăția lui Dumnezeu nu este întristare și suspin. Deci este o altă trăire, este dimensiunea de dincolo de noi sau este dimensiunea duhovnicească a Duhului și de aceea spune lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul. În momentul în care am închis ochii, așa cum la botez ne ispășim de păcatul adamic
Și cum la botez ne ispășim de păcatul zămislirii în fără de lege, că noi ne mai naștem cu un păcat. Deci noi când apărem pe pământ micuți în brațele mamei și ne trage doctorița ginecologă din burtă și ne pune în fașă sau în incubator, noi purtăm păcatul zămislirii într-o fără de lege. Pentru că nimeni nu se împreunează în actul trupesc, în ideea că eu vreau să nasc un prunc. Pruncul apare când dă Dumnezeu. Femeia nu știe. Știe că a rămas însărcinată, dar nu știe clipa și momentul. Aia știe Sfânta Treime. Așa spune în învățătura pravilei celei mari. Și în momentul în care ne botezăm în clisterniță, ne vindecăm de acest păcat. De ce? Că David ne-a spus cât este de importantă această cădere adamică. Și omul în cinste fiind s-a alăturat dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. De aceea bărbații netează ca armăsarii după femei, iar femeile umblă goale ca niște iepe în călduri, tocmai ca să-i corupă. De ce? Să le arate pofta sălbatică și nestăpânită. Dumnezeu nu iubește aceasta. Nunta e atât de tainică încât totul trebuie să se petreacă foarte ascuns și neștiut. Nu afișată în televizor, în filme porno, în reviste porno, în prostii de genul ăsta. Deci acestea sunt supradimensionările minții bolnave. Deci toate aceste imagini. Această taină din care noi ne naștem e o taină neștiută, este un ascuns. De aceea noi folosim termenul de pudicitate sau folosim termenul de rușine sau de bun simț. Ei, deci această naștere de fii este o chestiune de bun simț. Deci aceasta nu se arată, aceasta se trăiește. De aceea, cu 20 de ani în urmă sau 30 de ani în urmă, foloseam termenul că Moș Crăciun aduce jucăriile sau Barza aduce copiii. De ce? Era un termen care nu trebuia tineretul să cunoască aceste amănunte până la vremea cuvenită. Dar omul animalicizându-se și intrând tot mai adânc în pofta nebună, dacă ați văzut acum, sunt mașini de provocat poftă, mașini de plăcere, femeia e o adevărată industrie de străbălări. Și atunci ce se întâmplă? S-a desacralizat taina. Și în momentul respectiv, omul s-a asemănat dobitoacelor, dar le condamnăm gratis. Ați văzut cu câtă pietate și rușine se împreunează păsările care nu le vezi niciodată, vezi doar cuibul cu puii, anumite animale teritoare pe fața pământului și tot felul de sălbăticiuni. Noi avem impresia și David probabil aici s-a referit doar la păcatul biologic animal, că nu s-a referit la pietatea dobitoacelor. Dobitoacele chiar să știți că au bun simț față de noi. Deci au și ele tainele și secretele lor. Dacă ați văzut teleenciclopedia vreodată, cu câtă tehnică se filmează, cum nasc și ele la rândul lor, cum se mulțește specia, cum se apără, cum se protejează, cum se conservă. Deci aceea e o taină. Ei, și atunci David a spus, omul în cinste fiind cu dobitoacele s-a asemănat și s-a alăturat lor. Și atunci, în momentul în care noi gustăm moartea trupească, cea de aici cu închiderea ochilor, dacă am citit în vămile Sfântului Vasile cel Nou la Sfânta Teodora, ucenica lui, ați văzut că la un moment dat sufletul este pus să sărute trupul. Când? La despărțirea de la sicriu, când se pecetluiește groapa și zborul către cer, la vămile văzduhului. Și arată acolo cu câtă greață se apropie sufletul de trup ca să-l sărute pentru putoarea păcatelor lui. De ce? În momentul eliberării de trup, sufletul primește calitățile adamice de dinainte de cădere, de fapt cele reale cu care a fost înzestrat omul. Și vede nemitnicia acelui sarcofag de lut, acelui cofraj de lut. Părintele Cleopa întotdeauna folosea excepționalul termen. Ce e omul? O mână de pământ spurcată în fundul unui mormânt. Așa spunea tot timpul, datorită păcatelor. Și este și o istorioară bătrânească păstrată în pildele vremii, în care se spunea așa, că mergând Dumnezeu cu Sfântul Petru să guste apă, că le era sete, Sfântul Petru a spus așa, Doamne, dar apa de unde bem noi, mai la deal este un câine mort, îi spurcată, n-are nimic, Petre, dă-te doi pași mai la vale și bea liniștit. Deci iată ce înseamnă în imaginea Sfințeniei curățenia lucrurilor create de Dumnezeu.
Și mergând a doua oară să guste apă în drumul lor, cum călătoreau pe pământ în vremurile de demult, sigur se referă la activitatea mesianică, dar ele au devenit povești de basm prin faptul că Hristos s-a înălțat la cer și știm că a îmblat cândva ca Dumnezeu pe pământ, zice, Doamne, apa de unde bei Tu e un om mort, nu-i spurcată? Petre, să mergem pe susul apei măcar 150 de pași sau 100 și apoi să bem. Deci omul cu păcatele lui spurcă și în deal și în vale. Pe când animalul la 2 pași de el totul este curat. De ce? Pentru că sunt nevinovate și sunt curate. Că Dumnezeu toate le-a făcut curate prin binecuvântare. Numai omul care are binecuvântare spurcă totul în jurul lui. De aceea și proverbul popular care îl folosim noi. Omul sfințește locul. Așa este. Omul poate sfinți locul și cu binecuvântarea, și cu fapta, și cu lucru, și cu atitudinea. În momentul în care noi am gustat pragul morții, că eu aici am vrut să ajung, dar v-am foit ca să vă fac o idee în minte. Noi ne-am eliberat de ce? Ne-am eliberat de moartea ateie, cea care se poate provoca sufletește prin patim și păcate, și intrăm în moartea lui Hristos. De aici teologia universală, ortodoxă, dezbate 3 teologii separate. Întâi dezbate eschatologia particulară, tot ce se întâmplă cu sufletul până în 40 de zile, apoi eschatologia universală, de la 40 de zile până în clipa Apocalipsei și ultima e parusia, venirea Mântuitorului, când toți vor fi judecați după ce au făcut bine ori rău. Dar de ce am vrut să ajung aici? De-abia aici suntem în moartea lui Dumnezeu. Moartea aceea pe care El astăzi o va cerceta și trecând prin Nain, deci cei care ați fost la Ierusalim și v-ați plimbat, știți că în momentul când se merge spre Tabor și de la Tabor spre Nazaret, undeva sub un munte, așa, sub un fel de deal ca sub opcinile Bucovinei, este satul Nain, departe de șosea la vreo 5 km, este un sătuc de munte, așa cum ar fi satele acestea în zona Sucevei. Deci cam așa este Nain, o zonă de verdeață cu pomi frumoși și oamenii din acele zone erau puțini cunoscători ai venirii Fiului lui Iisus, dar auzise de acest profet. Și întâmplător, profetul a profitat, fiindcă satul era răsfirat, a profitat de faptul că s-a adunat toată comunitatea la această mormântare. Acela e scopul pentru care Mântuitorul vine și face această minune în Nain. Dar ce face? Hristos se ocupă pe lângă învierile pe care le-am văzut în Vechiul Testament când s-au atins de oase sfinte, când au îngropat un mort în timpul lui Elisei. Deci Hristos se atinge El personal de creația sa și întâlnim 3 faze. Iisus Hristos nu învie oameni la întâmplare. Deci spune că dacă s-ar fi scris toate minunile câte s-au făcut, cărțile n-ar fi încăpute în lumea aceasta. Dar nu-i vorba de așa ceva. E vorba că Hristos învie omul pe etape. Dacă v-ați uitat întâi, o învie pe fiica lui Iair, care era o copiliță, avea până 9 ani, deci ceea ce înseamnă că îl interesează pruncii, îți spun ție scoală, de talita cumii, sau nu știu, cam așa semnalează Noul Testament, când cei care de lângă casă erau, spuneau așa, că ăsta iurește, zice, ea a murit și el spune că doarme. Și el a dat afară pe cei din casă, nu erau vredniți să vadă așa o minune, cei cu muzica cântau de jale, cum era tradiția în poporul iudaic să cânte psalmi acolo și să jelească mortul, iar Iisus, ca să demonstreze că a înviat-o, a spus așa, dați-i să mănânce. De ce i-a dat să mănânce? Până la 18 ani, puii de evreu nu au voie să vorbească din Scripturi sau din învățătura Torei. Deci n-au dreptul la niciun cuvânt. Ei vin cu părinții lor, ascultă Tora, o bagă urechi, dar cuvintele lor nu sunt luate în seamă. Ei nu au voie să-și dea cu părerea despre lege. Și de aceea Mântuitorul, ca să nu calce legea, a convins pe cei de față și a spus, dați-i să mănânce. Adică să vadă că Duhul nu bea și nu mănâncă. Că dacă ar fi o nălucire, vindecarea și tămăduirea și învierea care a făcut-o, ar fi o iluzie. Deci un fel de scamatorie, un fel de vrăjitorie. Dar în momentul în care copila a mâncat, deci în momentul în care copila a mâncat, deci a făcut semn că ea există și este vie.
La fiul văduvei din Ain, lucrurile se întâmplă altfel. Fiind unicul fiu al mamei sale, dar având o vârstă demajorat de la 18 ani, copiii de evreu intră în templu, la sinagogă și au dreptul să citească versete din Tora, cele dintr-un început, și să le și memoreze. Deci acesta, având cam 20 de ani, că atât avea fiul văduvei din Ain, i s-a spus în mod invers. Zice, când i-a spus să zic ție scoală-te, el s-a sculat și a început să vorbească. Dar ce a început să vorbească? Cele ce a văzut în viața de dincolo. Deci categoric a arătat tot ceea ce este dincolo de Dumnezeu și noi avem două cărți. Viața repausaților noștri în două volume publicate imediat după Revoluția unui Arhimandrit Mitrofan sau nu știu cine este autorul cărții. Apoi avem Sufletul după moartea lui Serafim Roz. Și apoi mai avem încă anumite cărți din acestea laice scoase cu efecte culese de la medici, de la specialiști, cu ce este dincolo de moarte. Acestea pe noi nu ne conving cu nimic, pentru că noi știm că există Dumnezeu și viață veșnică. Dacă n-ar exista Dumnezeu și viață veșnică, n-ar exista Sfintele Moaște. N-ar exista Duhul Sfânt din aghiazma care nu se strică niciodată. N-ar exista Sfânta Lumină. N-ar exista trupurile neputrezite ale Sfinților. N-ar exista izvorârea de mir din trupurile Sfinților. Și cel mai înverșunat sălbatic a fost Stalin, care a luat în cuptorul Kremlinului moaștele de la Pecerska. Și când le-a băgat în cuptorul Kremlinului, s-a topit aurul și argintul de pe sicrie și moaștele au rămas întregi. Dar el, în schimb, s-a îmbolnăvit cu capul și de acolo i s-a tras și moartea. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că învierea fiului văduvei din Ain pentru noi nu este vorba de o moarte clinică sau este vorba de un leșin, ci un om care era condus pe ultimul drum, pus în sicriu și mama lui îl jelea și îl plângea că era unicul fiu. Exegeții spun că Iisus s-a înduioșat de plânsul mamei. Alți exegeți spun că s-a înduioșat Iisus de tinerețea și unicitatea faptului că era singurul fiu. Nu l-a impresionat nici una, nici alta. Era vorba simplu de un fapt că toată comunitatea respectivă din Ain, care erau saduchei și nazarieni și nu credeau toți în înviere, unii contestau învierea în Vechiul Testament, a fost momentul ca Iisus să le arate că este stăpânul vieții și al morții. Și dacă cercetăm în toate religiile lumii, în budism, în mahomedanism, în confucianism și celelalte rădăcini extra-istorice care nu sunt restaurate în Hristos, nu vom găsi niciun discipol sau mare formator de religie care să aibă putere să lucre cu viața și cu moartea. Sunt frumoase și templele lor, și obiceiurile lor, și metodele lor. Și sunt ferm convins că atunci când va fi ziua judecății, Dumnezeu știe cum le va cântări și păgânilor morala lor, buna intenție, credința lor. De ce? Chiar Iisus? Deci chiar Iisus a fost cel care a spus: o femeie mare e credința ta, și s-a tămăduit fiică-sa în ceasul acela. Deci să nu uităm că femeia hananeancă nu era iudeică, deci era de altă religie. Ceea ce înseamnă că Hristos a venit ca lumină la toate popoarele lumii. Acum rămân două mărturii. Până se va propovădui Evanghelia la toată făptura, sfârșitul nu va putea veni, că trebuie să ajungă cuvântul lui Iisus de la un capăt al lumii la altul, dar s-ar putea ca morala creștină pătrunsă sub indiferent ce fel de învățătură să străbată toate religiile lumii. Și atunci e un motiv de venirea parusiei, deci de venirea Mântuitorului. Dar nu asta ne interesează, că nu ține de temă. Ci faptul că Iisus l-a înviat pe acest om dintr-o moarte la fel de convingătoare ca și a lui Lazar, cel desăvârșit ca vârstă la 30 de ani, care era mort de 4 zile, unde Iisus a și fost atenționat. Știți troparul, învierea cea de obște, mai înainte văzând. Deci din Sâmbăta Florilor, s-au numită Sâmbăta lui Lazar, când pomeniți voi morții, cu Marta și Maria din Betania, care a fost la Ierusalim, a văzut biserica și mormântul. Noi nu l-am văzut când am fost, pentru că era zgomot de puști în zona respectivă. Ce vreau să vă spun? În momentul când Iisus a vrut să facă minunea, cei de față au avut grijă să-i spună: Doamne, dar ai grijă ce faci, e mort de 4 zile și miroase. Deci vedeți? Deci ne-a confirmat categoric
că era vorba de o moarte adevărată, nu de o prefăcătorie sau de un, sau de o chestiune din aceasta, cum să spunem noi, scamatorie de circ. Hai, lasă că face el Iisus o minune și mai... Nu. Era vorba de un mort adevărat, despre care Iisus știa doar două lucruri. Că e și mort de 4 zile, că și miroase. Dar se întoarce către surori și spune: v-am spus că dacă credeți în mine, mort ne va fi, viu va fi. Lazar n-a murit, doarme. Aceasta e diferența între moartea diavolului și moartea lui Dumnezeu. Moartea diavolului înseamnă întunericul din veșnicie, iar moartea lui Dumnezeu înseamnă moarte în somn. Și unde întâlnim explicația mai clară a termenului? Mutatul te-ai la viață fiind Maica Vieții, la adormirea Maicii Domnului. Mutatul te-ai la viață, deci din moarte la viață, fiind Maica Vieții, fiind Maica Celui care dă viața. Deci, așa cum Maica Domnului a adormit, nu a murit. Deci nu putem folosi în termenele predicii cuvântul defunctă sau moartă. Nu există așa ceva. Ea este adormită, lipsită de păcatul strămoșesc, în momentul în care închide ochii pe catafalcă și deschide în lumea cealaltă cu sufletul în brațele lui Hristos, care trece prin văzduhuri, așa cum s-au deschis cerurile, bucură-te cea plină de dar, Domnul este cu tine, deci Duhul Sfânt te va umbri și puterea celui înalt va fi peste tine, cerurile se deschid, iar sufletul Maicii Domnului merge la cer, așa cum a venit Duhul Sfânt în chip ca de porumbel, neatinsă de privirile căpetenilor văzduhului, ci în cântări de îngeri și în lumina Duhului Sfânt. Lumină pe care a gustat-o Hristos la înviere și Maica Domnului a văzut-o, dar n-a vorbit despre ea, că Maica nu-și cinstește Fiul, ci au vorbit evangheliștii. De ce v-am amintit de cele 3 morți? Ca să știți că Hristos nu face învierile la întâmplare. Deci s-a ocupat de copii, s-a ocupat de tineri, s-a ocupat de oameni maturi. Deci toate morțile sunt trecute prin mintea lui Iisus Hristos. De aceea, prin mintea lui Dumnezeu, deci Fiul Dumnezeu, Iisus Hristos. De ce lucrul ăsta? Ca să se împlinească cuvântul Evangheliei. Semănați-vă într-o slăbiciune și va răsări într-o slavă, semănați-vă într-o stricăciune și va răsări într-o nestricăciune, semănați-vă într-o neputință, va ieși într-o putere. De ce? Ca să înțelegeți, ca să înțelegeți două lucruri importante, le-a spus franțuzul Olivier Clement. Trupul morții și al slavei, dincolo de cruce, dincolo de răni, dincolo de scuipări, dincolo de cununa de spini, dincolo de bubele tumefiate și de toate, de tot calvarul crucii, stă de fapt lupta omului cu Dumnezeu. Deci dincolo stă Domnul Slavei pe norii cerului, pe scaun de judecată, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Lasă să se împlinească cele scrise. Și tocmai de aceea este importantă moartea în Hristos, pentru că cu moartea pe moarte călcând, celor din morminte viață dăruindu-le. Deci de ce? A fost o moarte binecuvântată și dumnezească care a ucis o moarte atâie. De aceea cântăm noi cu moartea pe moarte călcând. Deci moartea lui Sarsail a fost ucisă de moartea lui Hristos. În Hristos toți în viață. Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață. Și în momentul în care îl înviază pe tânăr, acesta vorbește. Și spun oamenii în finalul Evangheliei, frică i-a cuprins pe toți. Și slăveau pe Dumnezeu zicând: proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat poporul său. Deci, vedeți, i-a dus la adevărata cunoaștere de Dumnezeu. Acesta e țelul Evangheliei de astăzi. Deci nu a făcut Hristos înviere de dragul să arate că El e Iisus. Nu avea niciun interes, ci a profitat că toată comunitatea plângea la mormântare și era momentul să facă o minune covârșitoare care să-i aducă pe toți la cunoașterea învierii celei de obște. Dar ce se întâmplă? Din contra, mai mulți îl urau, mai mulți îl dușmăneau, mai mulți îi doreau moartea, chiar au vrut să-l ducă în sprânceana muntelui și să-l arunce, chiar au vrut să-l prindă și să-l, și-a trecut printre dânsii și s-a dus. Deci ați văzut elemente din Sfânta Evanghelie în care, deși vedeau minunile, tot nu credeau.
Și spune, și a ieșit cuvântul acesta despre el în toată Iudeia și în toată împrejurimea. Deci vă dați seama cum sunt oamenii. Dacă mâine văd unul că nu mai înjură sau nu mai fumează sau nu mai dă în cap sau nu mai ucide, ai văzut, a fost la biserică. Și din gură în gură se umple lumea. Ei, același lucru a făcut și Iisus. A propovăduit Evanghelia Învierii în mod indirect, întâi prin morții înviați din morți și apoi prin minunea în sine, deci prin ceea ce au văzut oamenii. Și unde întâlnim aceasta prin morți înviați din morți? Dacă, vedeți că nu întâmplător e scris în cartea asta de patru evangheliști și se concordă toate. După ce un bogat nemilostiv a ajuns în iad, îi spune lui Avram, patriarhul, zice, nu vrei să trimiți pe cineva la ei mei să le spună ce pătimesc eu aici? Și ați văzut care a fost răspunsul patriarhului, cu câtă înțelepciune i-a dat? Fiule, dacă nu cred în Moise și în proroci, și dacă învie cineva din morți, tot nu vor crede. Ce ați văzut? Credința nu vine din vedere, din trăire. Deci tu nu ești credincios că vezi minuni. Tu ești credincios că îl respecti pe Dumnezeu. Unul din saluturile care s-a distrus între creștini și nu mai există astăzi, dar în vremea catacombilor era salutul universal. Viu este Domnul Dumnezeu? Și de ce este viu? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Și ceilalți răspundeau în veci, amin. Deci de ce? Aici nu vorbim de un Dumnezeu mort, mut sau surd. Un Dumnezeu pus într-o icoană cu o ramă de lemn, îl pupă lumea și s-a terminat. Aceia sunt idoli. De aceea sectarii nu știu să facă diferența între icoană și idol. Ei, dacă sunt ei idoli la cap, ei văd și icoanele idoli. Deci, noi când l-am reprezentat pe Dumnezeu în icoană, l-am reprezentat pentru că l-am văzut viu cum s-a manifestat. Și atunci am pus amintirea pentru neștiutorii și necititorii cărții să aibă Scriptura desenată sau pictată, cum se spune. Deci, un ecran al Scripturii. De aceea punem scene din adormire, din înviere, din răstihnire, din împărțirea pâinilor, din cina de taină. De ce? Să ne amintim cum a fost în vremea aceea. Ei! În momentul în care eu cinstesc pe Dumnezeu cum se cuvine și El este viu, dacă credința mea este tare, eu pot face o icoană să fie făcătoare de minuni. De ce? Prin credința mea se sfințește acea icoană, că toate se sfințesc prin binecuvântare și cuvânt dumnezeiesc și sunt curate celor curați, spune rugăciunea de sfințire, dar când spune și trimite prin Duhul tău cel Sfânt puterea binefăcătoare și vindecătoare și celor ce cu credință să vor ruga, dă-le har, tămăduire, putere, înțelepciune. Deci tu chiar te umpli cu înțelepciune. Deci tu când citești acatistul în fața icoanei, nu citești în fața scândurii, ci citești în fața chipului lui Dumnezeu sau a Sfântului pe care îl reprezintă. Ei, Iisus Hristos nu și-a lăsat icoana înainte, a plecat, dar și-a lăsat pe icoana icoanei sale, pe cine? Pe cel înviat, care putea de acum să vină 100 și să-i spună, da, Hristos e fiul Teslarului, da, Hristos e fiul Mariei din Nazaret, da, Hristos e frați pe Iuda, pe Levi, pe Simeon, cu tare, deci cum vorbeau ei în Vechiul Testament, mama ta și frații tăi te așteaptă afară, dar Iisus le dă răspunsul final. Mama mea și frații mei sunt cei care fac voia mea și a tatălui meu. Deci pe acesta nu mai putea nimeni convinge cine este Iisus, că l-a înviat din morți. Același lucru face și un om credincios. Deci când pe el l-a vindecat Dumnezeu și de boală și de neputință și de necaz și de primejdie, el mărturisește singur cât de mult i-a făcut lui Dumnezeu. De aceea creștinii când intrau la măcelărit în catacombele Romei și erau prinși și duși să-i mănânce fiarele în Coliseu sau spânzurați, tăiați, opăriți, cu cuie bătute în cap, noi nu știm ce e creștinismul. Noi credem așa că vii, pui mașina în parcare, e asfalt, trage clopul, tu intri în biserică, caștea somn, dai o prescură, ai mai dat 5 lei la pomenic și ți-ai rezolvat problema cu Dumnezeu. Nici pe de departe. Veneau haite de acestea de fiare sălbatici aduse în cuști flămânzite câte o lună, anumit le ținea flămânde. Și băga câteva sute sau zeci de creștini și când le dădea drumul nu era decât un măcel
în ochii tuturor. Și cine avea credință în el, acolo în mijloc măcelului striga și eu sunt creștin și sărea acolo la fiare să fie mâncat. Ei, m-aș întreba eu câți astăzi mai ar putea face gestul ăsta ca reclama imediat la drepturile omului când nu-i permisibil așa ceva. Biserica e fanatică sau este fundamentalistă. Deci, să nu uităm că pe sângele martirilor s-a clădit sămânța creștinilor. Deci dacă nouă azi ne trage clopotul în biserică și ne bucurăm de glasul Sfintei Liturghii, asta îi spunea ieri cuiva, că a zis, dar e obligatoriu să mergi la Sfânta Liturghiei. Dacă îngerii așteaptă să audă glasul Sfintei de jerfe și să se îndulcească de glasul și dulceața dumnezeieștii liturghii și ei n-au păcat, înseamnă că noi scârboșii și păcătoșii cu mult mai mult avem nevoie în fiecare clipă de Sfânta Liturghiei. Deci, astea sunt întrebări fără sens. Deci, acesta a vorbit și a spus pentru toate veacurile. Viu este Domnul Dumnezeu creștinilor. Amin.